Salutare, gheaș, bine ați venit la un nou episod. Astăzi, efectiv, am găsit cum trebuie să facem. Am ajuns, i-am îmbarcat pe oameni. Bine, după 2 ore, după ce am stat, efectiv, să da. Așa mai departe, lasă, nu e nicio problemă. Cam așa arată jocul, din A și D, dai mai încet și așa mai departe. Aici e, în caz de, mergi un pic cam tare. Arată un pic pe aici, dar na. El zice că maxim 7 și mai departe, mă duc cu viteză destul de mare, dar na. Nu pot să las chiar. Am dat cum ar fi frâna de mână, adică na. Bă, deci nu pot să înțeleg. Încă trebuie să mai învăț, de jur. Încă trebuie să mai învăț destul de mult din câte observ. O minută. Deci acolo unde apar la kilometraj cu 1, 2 și 3, acolo trebuie să eu efectiv să văd pe cât e acum. Deci acum stă pe 0. Dar fii atent. Gata, putem merge. În sfârșit. Eu zic că ajunge atâta. Pe 5. Dacă trebuie să nu luăm normal după... Vă salutam. Bă, arată destul de fain jocul, atâta că na, controlele trebuie să le mai învățăm. Asta e până urmă. Hai să dăm un pic mai tare. Zic că ajunge pe 5 cu 50 de kilometri, na. Mai avem un kilometru. Pe după aia vedem. Mă vezi că credea că el se duce repede, mă înțelegi? Și când ajunge aproape de locul pe ăla, nu știu acum cum se numește, nu-mi stă pe limbă. Am stat mult ca să mă gândesc aici cum să fac. Doamne. Deci ar trebui încetup să nu încât 400 de metri. Hai să frânăm noi că deja merge cu 90. Nu prea pot să mă duc cu 90. Nu pot să mă duc mai. Păi, deci fii atent. Mai avem 100. Fii cum pierdem. Hai. Păi, mama. Bine că... Da. Nu fie de că nu mai pot schimba acum. Nu se crede așa ceva. Pă. Pe asta. Un pic mai încolo trebuie să mă duc eu, ha? Deci, what the fuck, am crezut că am unul pe aici, deasupra. Hai să mergă cu... Nu cu mulți kilometri, că... Na. Pe 4, eu zic că ajunge. Bine, normal, deja pot să mă opresc, efectiv. Bă. Hai să îi așteptăm pe oameni. Vedeți cum se bagă înăuntru. Să vedem la câtă distanță ne dă pe următorul. Degeaba, numai așa învățăm. Până se încarcă ăla de sus. Bine, îl vedeți în partea cealaltă, gen deasupra web-ului. Load passengers. Maxim 120 km la oră. Nu pot să mă duc. Cred că dacă mi-aduc aminte, nu pot să mă duc. Good work. That concludes all of the basics of operating this train. Hai că am învățat să operez, da. Cred că glumești. Bun. Deci, aici am terminat.
Hai să vedem ce mai avem de făcut după. Mamă. Al ce? Talente, takeover. Ia uzi, mă. Deci dacă mi-l dă trenul ăsta pe care l-a arat acum, e... Ăla mi l-a dat. Nu. Deci, welcome to Duren. Duren. Duren Station. Trebuie să zic de... Băi. Și cum? Îi spun asta. Ok, deci în ce duc trebuie să dea jos lumea. Noi putem merge și în față, e perfect treaba asta. Da, trebuie să ai multă răbdare, cam asta ar fi toată ideea. Păi, de ce mult îmi place sunetul ăsta? Ok. Deci. Wait until... Cât, mă? Hai că da. 9 km, n-o bagă, tata. Avem de mers. Bine, mă, am făcut level. Bă, arată destul de bine, jur. Eu zic să o ținem pe 4, că ajunge destul de bine. Bine, încetul pot să mai învăț, nu e nicio problemă. Dar nu. E și cam așa e. E cu trenul în Germania. Mâncare, n-avem. Cum ar fi acum să... Adică să mai întâmplace. Nu cred că s-o întâmplare pe idee vreodată să... În fine. Bine, că pot să mă duc încă, adică pot să dau bine în gură. Eu unii merg, mă, du-te, mă, 8 km avem de mers. La viteza asta, bă, deci de fiecare dată m-am dus cu trenul, jur, am avut o stare de amețeală, efectiv n-am mai putut. Deci, bă, hai că m-am dus pe aici la Roșu. Mai am te dus, asta e ce să mai... În cât timp ajungem? Hai mă, trebuie să fiu și atent și pe aici, adică dacă am un dă verde, că deja mă duc 100 și ajunge la 3. Încetuc 7,8 km. Mamă, cum arată, deci băi, sper că nu se vede în lag pe filmarea. Să scoatem noi un pic puterea asta. Da, dar vezi că nu pot să-l folosesc, adică... Deci eu așa pot să opresc cel mai repede. Deci cel mai repede numai așa pot să opresc. Perfect. Oh, stai pe aia. Am un om forțat, gen. Da, dar vezi că de multe ori nu am putut să faci treaba asta și atunci... Hai să își facă meseria. Nu? Hai, bă, du-te... Pula mea. Ei, mai avem încă. Avem încă 6 km, meee. Pune-te, mă, pe 0. Man. Du-te. 15-3, cel mai bine. Mergem prima dată. Mai bine pe 10. Că în ritmul ăsta e un pic cam ciudat. Ăla din mijloc ar fi cu gen bară încoace, de acolo de, cum îmi scrie, metri. Poate fac cum arată la mea. Ar fi în topul. Ce, dar nu mai știu ce-i făcut. Hai, că nu ajungem repede. Nu pot să-mi dau seama ce scrie aici. Deci nu știu, dacă v-a jucat, spuneți-mi și mie. E pentru că nu știu, dar îmi place jocul de... Mamă.
Cum e jocul? Băi, cum intră jocul ăsta, mă? Hai, tă, du-te. Mamă, 5,2 km, oi, oi. Destul de bine. Băi, și stabil, adică cu 138 km la oră, chiar arată super. Nu mă așteptam la treaba asta. Driving under speed. Speed limit, aha. Hai că las un pic mai moale. Să nu se mai ducă că avem 153 la oră. Bine, normal, primul dat trecem pe limita. Fii atent. Opa, că noi oricum acum, mă, fii atent. Cât un 3,5. Și următoarea oprire, 80 de km la oră. Bine, că până ajungem noi, cam... Na, că pe temere, efectiv, că... Uite-te cum se mișcă trenul în alte țări față de România. Bă, deci... Da. Dar aici și care ideea că poți să te duci, cam asta e, asta e toată faza, știi? Vă scurați dacă e și cu accidente și cu de-asta, nu? Sincer să zic. Asta se opre... direct, cu roșu. Deja intru în oraș. Eu o să fiu un pic de lag. Că nu. Asta e până la urmă. Bă, 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 bă. Pun repede pe zero. Nu cred că apuc, nu cred că apuc, jur. Deci fie atent. Bine, că acum dacă mă opresc un pic mai repede, asta e până la urmă, da? Da. Ce, mă, că aproape am ajuns direct. Nu. Ce bine. Pe ce parte? Pe partea asta. Ui. Hai că nu trăiesc jocul dacă e... Am văzut când termin. Mi-am zis că am parlat un pic de timp, adică să fim sinceri. Cred că o oră de filmare par fi numai așa. Dar vezi că nu urcă, nu coboară nimeni. Vine poate în spate, ba, ia că în spate mai... E bine, m-am oprit direct la linie până la urmă, adică arată destul de bine toată treaba. Ca să vedem acum unde ne mai dăm. Ok. Hai să ne punem noi aici. Bine ca idee. Că du-te mă, lasă-mă să plec. Mă gândeză, nu? Dar trebuie să fie acolo unde ăla cu 0 pe care tot nu te ui, aveți 1 0 1 0, trebuie să fie aici la 0 cu alb, atunci când e cu alb e perfect. Hold, nu e, ba, normal aș putea să țin pe hold, dar nu știu dacă m-ar lăsa ei. No. Nu, de ce nu vrei să pornești, mă? Păi, pus pe release de-aia. 7,2 km. Nu, no, vezi acum. 7,2 de... Echvailers, ce? Echvailer, bă, o pusură, este bun la cap. Du-te, tata. 7,1 km. Da, pe acolo de caracterul nostru în față, nu pot să-mi pun mai altcumva, gen, nu pot să mă duc altcumva, numai așa.
Bă, îmi place, e un joc destul de fain. Bine, normal, cred că aș putea eu save, da, pot să salvez și noi cred că facem treaba asta acum și după aia asta. Dar nu știu, când vrei să schimbe linele, deci trend, da, poate un exemplu pe partea asta e accidentată, eu știu. Te mută ei sau ce tu mi-ai zis, tot timpul asta și mai după ăla are volan. Adică, da, cum se duce stânga-dreapta, cum se întoarce, cum. Ia asta să punem noi pe hold acum. De să țină frânele destul de bine. Să nu meargă în continuare. Punem pe 4, eu zic că ia-le pe ăla. Bine, că oricum trecem imediat de limita de viteză și... Mă rog. Vezi cum am trecut cu tot roșu. Vreau să mă uit cum e de pe din afară, știi? Da, pe dinăuntru, ok. Aia, astea, astea. Pot să deschid ușa. 4,3 km. Ok, alea sunt pornite. Bine că nu ar trebui eu tot timpul să le țin, cred, pe timpul zilei nu cred. Ba, lasă-le acolo, că nu deranjează pe nimeni. Trei virgulă 5 km. Hai că mi-a dat, va trebui să... 60 de kilometri în 2,5 km. Ba, ok, de pe altă planetă cu jocul ăsta. Sincer. Dar aici o stație. Dar nu pentru mine. Nu, stai un pic să punem de pe 0. Lăsăm încetul că mingea va trebui să oprim. Bine, asta e numai viteza până la urmă, adică, na, 60 km, e nimănui. Ce o intră aici cu 100 și... De acum, normal, ar trebui să intre treaba cu 60 km. Îmi scrieți dacă ne jucăm și cu alți player, mă. Cam asta par fi normal toată faza. Release. Da, vezi? Când ne pui înapoi pe release, nu merge. Ajunge cu 60, cu cât se duce el în momentul de față, eu zic că e perfect, ajunge să ținem normal viteza asta. Și parcă văd că o să fie pe partea dreapta sau pe partea stângă. Nu știu. Atenție, bine, atenție, vine. Da. Da, pe partea dreaptă. Să fie. Nu, stai. Acum m-am obișnuit, bine mă, du-te, că ai un pic de mers. Ia, și mă se oprește. Mă rog. Hai să... Nu, cred că nicio problemă dacă facem noi un pic mai aproape față de cum spun ei. Pentru că nici eu nu pun exemplu ca și pasager, n-aș vrea să mă duc cum ați văzut în primul episod până în păzele albe. Cum arată, băi, deci și grafică și... Wow. Nici mie unul așa de mult îmi place de efectiv, nu... Ale, nu, n-ai... Ui, stai că minte nu-i porni cu ăștia de aici. Bun. A, deci tot de acolo pot să și opresc. Nu-i problemă că aici o să oprim episodul, dăm o salvare. Bun. Și nu știu unde să mă duc la salvare, mă rog. Așa că nu uitați de butonul de like, subscribe, ne întâlnim data viitoare. Pa, pa!